de față facem atac terorist asupra orașului Lecesist. Pe lângă faptul că mama lui era o femeie foarte frumoasă și foarte purtată, hai să mai spunem mai departe. Tatăl care a înfiat copilul și venită din timpul Revoluției de după 90. Acum nu mai sunt bucureșteni, ci sunt prahove. Nu mai e cocos, mai e. Nații pot și a scandat decât ca 90 la Revoluție, un picuț. Amiezul nopții și el și mama lui. Aveți voie să scandați și miezul nopții și să urlați și să închideți tot ce doriți. Pe oricine să băgați în pușcărie. Și să ceriți târna de bani, neapărat târna de bani. Deasupra mai aveți voie să dați cu ouă omul care nu-l suportați, să-l spionați cu boxe, cu bluetooth și ce s-a mai inventat pe viitor, că n-a. Și eventual când te ia cu bătaia cu ouăle, să te certe mama ta că nu tu știi cât costă un ou? E, cât costă? Mare lucru, un ou și gata. Ferească Sfântul să ajungă în pușcărie pe rudului, că s-ar putea să dea cu castroane, măcar sunt de plastic. Liber, por favor, colega.
pădure la Bucov, colegul. Da, mulțumesc frumos, colegul. Bine de rău. Să vă mulțumesc pentru vizionare.